Κυρίσου Χριστέ, ελέησον. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον με και ελέησον ημάς. Voia lui Dumnezeu este să fii fericit și să te pregătești mereu mai profund pentru fericire. Și îți dai seama de asta în funcție dacă ești fericit. Deci, Doamne, ce fac acum mă face fericit? Fericirea pe care o trăiesc este cu tine, este cea făgăduită de tine. Și, în general, tehnica e următoare. Seara, să-ți plângi păcatele, adună-te în fața icoanei, chiar dacă n-ai lacrimi, trece în revistă așa tot ce ai făcut și pune tot amarul în fața lui Dumnezeu. Da? Și ziua vei fi bucuros. Aceasta este, că pentru călugări, dar pentru toată lumea este valabil. Oamenii care sunt împufnați ziua înseamnă că n-au vorbit în intimitate cu Dumnezeu despre relele lor și atunci le proiectează pe ceilalți. Tot răul pe care nu l-am plâns sau nu l-am mărturisit în fața lui Dumnezeu, îl voi proiecta a doua zi pe ceilalți și toți vor fi cei care îmi fac mie rău.